3 egaluri și o înfrângere este bilanțul negativ al Șepșilor Roșii în ultimele 4 partide. Cluj întâlnește mâine la Mediaș pe Ceahlăul Piatra Neamț, într-un meci în care ardelenii iau în calcul doar victoria. E o partidă capitală pentru viitorul nostru, este de părere antrenorul Ionuț Badea. Cluj nu a mai câștigat un meci în Liga 1 din 20 august și doar rezultatele indirecte au păstrat pe Studenți pe locul 5 în Prima Ligă. Cireașa de pe tort a venit după eliminarea din Cupa României, însă clujenii văd în acest insucces în moment zero în viața echipei. Mâine, Cluj va primi vizita celor de la Ceahlăul, iar o victorie în această partidă i-ar menține pe clujeni pe primele 5 locuri în clasament. Ceahlăul chiar este o echipă care joacă. Sunt convins că nu o să fie ușor, însă pe de altă parte, pentru viitorul apropiat al echipei, această partidă iarăși este una capitală. Un rezultat negativ în următoarea etapă ar putea cântări decisiv în debarcarea antrenorului Ionuț Badea de la cârma formației Studențești. Aflat sub o reală presiune, tehnicianul ardelenilor nu se teme de o eventuală demitere. În meseria mea există tot felul de momente bune sau mai puțin bune. N-am avut niciodată teamă să fiu exonerat din funcție, așa cum nu am nici acum. Partida dintre Universitatea și Ceahlăul se va juca pe stadionul Gazmetan din Mediaș. Mâine de la ora 19 și va fi condus la centru de arbitrul Ovidiu Hațegan.